Bună ziua, îl avem invitat pe Alexandru Simon, cercetător în cadrul unuia dintre proiectele de istorie până la urmă, despre care s-a vorbit cel mai mult în România în ultimii ani. E vorba de proiectul Genesis și îl rog pe Alexandru Simon să ne spună de fapt ce e acest proiect Genesis. Acest proiect este o inițiativă mai veche a cercetătorilor de la București, de la Iași și de la Cluj. Este realizat în parteneriat de către Academia Română cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea Alexandru Ioan Cuza de la Iași. Proiectul vizează în primul rând studierea în vederea constituirii unei baze de date a populațiilor de pe teritoriul României, mergând de la sfârșitul epocii bronzului până în jurul anului 1500. Proiectul este realizat în parteneriat internațional cu universitățile din Bilbao, Nijmegen și Cambridge, pentru a avea acces la laboratoarele lor și de asemenea pentru a verifica la ei orice probă, orice rezultat pe care îl obținem noi pe planul românesc. Da, practic ce e? Pentru că mi-ați spus despre parteneriate, despre iată faptul că aveți parteneri mai mult decât prestigioși, dar practic ce faceți? Care... Colectăm pe baza descoperirilor arheologice făcute ADN-ul de la oamenii de pe aceste locuri. Avem evident și inerente probleme. Vă dau un exemplu, în cazul dacilor, cum se știe, la ei este o problemă cu locurile lor de îngropare și practic dispunem doar de oasele a câtorva copii dintr-un cimitir de lângă Hunedoara. Așadar, înțeleg că vorbim de o perioadă foarte largă istorică. Da, vorbim de o perioadă destul de largă. De ce? Pentru că noi nu putem, să zicem, facem ADN-ul dacilor, să spunem, fără să știm ce a fost înainte și ce a fost după. De ce e important pentru noi să colectăm ADN-ul celor care au trăit aici în urmă cu 500-1000 de ani? Din punct de vedere științific, importanța este una majoră. Ne avem mari lipsuri în ceea ce privește documentația istorică clasică, adică mărturii scrise, și cea arheologică. Avem întregi perioade unde noi suntem expuși unor interpretări subiective, fracționare, parțiale, și noi nu avem cum să umplem anumite viduri de informații decât prin aceste mijloace. Pentru că aceste cercetări, corelate desigur cu cercetări tot din domeniul științelor naturii privind materialele care se mai găsesc, ne pot da o imagine mult mai clară a perioadei și de asemenea ne pot permite să abordăm perioade pornind de la date științifice clare. Noi până acum abordam de la premise care evident erau subiective, indiferent cât de mult ne-am fi chinuit să nu fie, pentru că fie ca și document era viziunea personală a unui om, fie ca și probă arheologică era contextualizarea. Aici vorbim de obiectivitatea geneticii, nu? Da. Pentru că sunt niște rezultate pe care tu le obții. Și ce putem afla, de exemplu, că pentru că, iată, deși nu e singura parte, o parte importantă, cea mai vizibilă mediatic, este descumarea domnitorilor vechi din țara românească și din Moldova. Ce putem afla din ADN-ul lor, de exemplu? Putem afla compoziția, să zicem, etnică care stătea în spatele acelui individ. Putem afla, în funcție de calitatea probei și de contextul în care ea poate fi încadrată și de câtă vreme persoana respectivă era în acea regiune, ceea ce este un mare avantaj dacă se pot face analizele acestea până la capăt, pentru că ne pot arăta eventualele migrații. Ceea ce știți că în cazul românilor este un subiect delicat, continuitate, discontinuitate, întreaga dispută teoria lui Roessler. Putem, în măsura în care avem și alți membri ai dinastiei, putem stabili raporturile genealogice, ceea ce s-a făcut foarte bine la Rădăuți, unde s-a umplut un gol fantastic din istoria începuturilor Moldovei. Ce s-a întâmplat la Rădăuți? Biserica din Rădăuți, biserica domnească din Rădăuți, Sfântul Nicolae, același hram ca la curtea de Argeș, a fost săpat în anii 70. Oasele, osemintele domnilor de acolo au fost analizate prima dată în Canada, apoi la Hamburg.
Și pe baza acestor rezultate s-a putut reface practic genealogia reală a începuturilor Moldovei și totodată s-a putut contextualiza puținele informații pe care le avem. Dar practic ce s-a descoperit acolo? Adică ce s-a stabilit? Despre ce domnitorie vorbim? Vorbim despre domnii Moldovei începând cu Bogdan I și până la Roman I, Ștefan I. Și ce s-a aflat? S-a aflat odată... Sunt cumani? Sunt slavi? Nu, sunt... nu. Nici vorba de așa ceva. Deci, în cazul lor, nu s-a văzut că ar fi cuman sau ceva. Deci, care e componența etnică din ADN-ul lor? Ei, în cazul lor, se încadrează într-o singură zonă etnică, ceea ce ar trebui să fie zona românească. Mai devreme, la răspunsuri, de-aia insistam pe faptul că trebuie luate comunități numite de către alții ca fiind de români, pentru a se vedea prin cercetarea lor exact pe ce se aplică acest termen, ce era de fapt român, că de fapt asta e întrebarea. Pentru ca ulterior să se poată stabili în ce măsură aceste poziții documentare reflectă și o realitate, să zicem, de legături de sânge între ghilimele, sau sunt în primul rând rodul unei voințe. Sunt o construcție, sunt o construcție identitară voită, la fel cum sunt majoritatea construcțiilor identitare începând din secolul al XIX-lea. Cu ce comparați? Pentru că atunci când extragi ADN-ul și studiezi o astfel de componentă etnică, e nevoie de o bază de date de comparație. Noi am început să lucrăm cam cu 10 ani mai târziu decât alte țări din lume la acest subiect. Între timp s-au constituit baze de date variate, ca să vă dau două exemple de ce poate însemna ADN-ul. Un studiu similar s-a încercat în cazul Ungariei în urmă cu câțiva ani. Se urmărea să se vadă câți dintre maghiari actuali mai au ceva din sângele maghiarilor vechi de la anul 1000. Rezultatul a fost undeva sub 5%. Evident, targetul în cazul acesta era mult mai suspus de către cei care își doreau proiectul, ceea ce era ușor riscant, ținând cont de faptul că și Ungaria este cunoscută pentru politica de asimilare dusă de-a lungul timpurilor și totuși 1000 de ani. Al doilea exemplu vine chiar din Marea Britanie, unde s-a făcut un studiu iarăși de anvergură. Rezultatele iarăși nu au fost neapărat pe măsura așteptărilor unora, dar britanicii l-au luat cu mândria caracteristică și este vorba de faptul că tot al doilea englez are de fapt sânge germanic din acele valuri venite în Britania după retragerea romană. Genul acesta de descoperiri nu ar duce la o tăiere a picioarelor și a temeliilor teoriilor naționaliste, pur naționalist ariane, pentru că, iată, de obicei genetica oferă obiectivitatea științifică, nu ce-și dorește. Din păcate, n-aș putea să spun mai multe aici decât personal, eu sunt adeptul opoziției la orice forme de extremism. Indiferent că vine dinspre stânga, vine dinspre dreapta, dinspre biserică sau dinspre secularizare. În cazul nostru, principalele efecte ale unor astfel de cercetări ar putea fi reîntoarcerea la niște fundamente pragmatice. Pentru că, și aici este un lucru care, din păcate, nu este atât de bine scos în evidență. Dacă oamenii în acele vremuri, politicienii, făceau așa cum scriem noi despre ei că au făcut, nu ajungeau să reziste politic. Iar din punctul de vedere, mulți dintre domnii români ar putea să fie oricând modele pentru politicienii de astăzi, prin pragmatism, printr-o minimă morală, pentru că trebuie să recunoaștem că aveau și o minimă morală, prin felul în care ei au rezistat, prin felul în care ei s-au jucat cu ceea ce înseamnă identitate. Și de multe ori trebuie să ne gândim că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. Dacă am timp, o să mai dau două exemple. Da. Prima dată. S-a vorbit foarte mult despre ce înseamnă, cum poți să vezi identitatea unui om, identitatea etnică. Una dintre vorbe zice în felul următor, că vezi cu adevărat cine este un om în suferință, când înjură sau strigă. În ce limbă face asta? Matia Corvin, când a murit, ultimele sale cuvinte au fost hoi hoi Iezus, adică au au Iisus. Au fost în maghiară. Teoretic, eu n-aș avea niciun motiv să le pun la îndoială. De ce? Pentru că aceste cuvinte au fost consemnate tocmai de către omul, Antonio Bonfini, care a fost
specialistul numărul 1, dacă pot să spun așa, în glorificarea originilor valahe și în extensie romane ale regelui. Deci am ambele valențe în cadrul aceluiași personaj. Un personaj, Matia Corvin, care a fost capabil să meargă atât de departe încât să susțină că Mehmed al II-lea avea printre strămoșii săi și valahi și după aceea sultanul și regele Ungarii să înceapă să schimbe scrisori ca între rude de sânge. Evident, când papa l-a luat la întrebări pe rege de ce se dă la astfel de practici, regele a negat-o și a spus că nu e ideea lui, e ideea turcilor. E un caz, un astfel de exemplu pe care l-am putea întâlni și în dinastia basarabilor și nu numai, pentru că din câte știu, mulți dintre ei au făcut căsătorii cu principi maghiari din actualul teritoriu al Serbiei, al Bulgariei. De asta este nevoie să contextualizăm orice informație. Noi nu putem să zicem, ne ocupăm doar de român și muse de român, că ăia sunt român, ăia. Ca să vezi cu adevărat ce este românul, dacă pe asta ne concentrăm, trebuie să vezi foarte clar ce erau ceilalți din jurul lui, cei care li se aplicau alte etichete. Nu vă temeți că prin astfel de analize genetice veți da o lovitură destul de dură puriștilor etnici care vor să scrie istoria într-un anumit fel? Nu cred că era nevoie de aceste analize ADN pentru ca ei să primească o lovitură. Aceste analize ADN vin în completarea ceea ce ne dorim a fi o normalitate științifică.